Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până la data de 21 februarie 2022, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 102.967 de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, iar în ultimele 24 de ore au fost confirmate 156 de cazuri de infectare cu coronavirus. Pe data de 20 februarie 2022 au fost vaccinate 164 de persoane. De la începutul campaniei de vaccinare s-au înregistrat 4 173 de reacții adverse ușoare. Referitor la gradul de ocupare al paturilor, inclusiv paturi ATI din spitalele suport COVID-19, conform raportărilor, astăzi, 21 februarie, sunt ocupate 438 de paturi, din care 37 sunt paturi ATI. La Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon, centru suport COVID-19 pentru bolnavi care au nevoie de asistență medicală de specialitate, sunt ocupate două paturi ATI. În momentul de față, 13 persoane confirmate pozitive pozitiv cu noul coronavirus urmează tratamentul prin dializă în stația de dializă de la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. La Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Elena Doamna Iași, Centru Suport COVID-19 pentru gravidele care au nevoie de asistență medicală de specialitate, nu sunt ocupate paturile ATI. În ceea ce privește zona medicală, menționăm că sunt ocupate 5 paturi. În zona ATI COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași este ocupat un pat ATI. În ceea ce privește Vește zona medicală COVID de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sfânta Maria Iași sunt ocupate 30 de paturi. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi 21 februarie 2022, un număr de 1759 de persoane se află în izolare, iar 2440 de persoane sunt carantinate la domiciliu. Până în prezent, Direcția de Sănătate Publică Iași a emis în total 97851 de decizii pentru persoanele aflate în izolare și 70 și 7752 de decizii pentru persoanele aflate în carantină.